Regele Ferdinand a trebuit să suporte de-a lungul vieții nu numai o grea suferință morală legată de îndepărtarea de persoana sa a familiei de la Sigmaringen, excomunicarea papei pentru că și-a botezat copiii în religie ortodoxă, dezertarea de la datoriile sale de principe moștenitor a fiului său Carol, ci și o grea suferință fizică, o boală nemiloasă care îl consuma zi de zi și îl tortura clipă de clipă. În ianuarie 1925, regele a fost operat de hernie, iar două luni mai târziu a recăzut la pat, bolnav de ceea ce a fost diagnosticat drept embolie localizată la un plămân. Convalescența a fost îndelungată și la sfârșitul lunii iunie a plecat la Paris pentru o cură. În aparență fortificat, regele Ferdinand a plecat apoi la Weinburg, în Elveția, unde și-a sărbătorit a 60-a aniversare. În cursul anului 1926, starea de sănătate a regelui Ferdinand a continuat să se înrăutățească și se pare că nimeni nu-și dădea seama de ce suferea. Se vorbea de o criză de ficat, de o posibilă ciroză, de un diabet, fapt care a determinat un consult mai amănunțit din partea medicului său, doctorul Romalo. În memoriile sale, Eliza Brătianu își amintea că soțul său, nimeni altul decât Ion I.C. Brătianu, i-a sugerat reginei să cheme în consultație și alți medici și pentru început să se adreseze și celuilalt medic al palatului, doctorul Mamulea, care fusese medicul regelui Carol I. Pentru a-l menaja pe doctorul Romalo și pentru a evita scenele pe care obișnuia să le facă și despre care regina spunea este așa de gelos, trebuie întotdeauna menajat, ne iubește așa de mult, s-a hotărât ca doctorul Mamulea să-l examineze pe rege. În urma consultului, doctorul Mamulea a constatat o proastă funcționare a intestinelor, a presupus chiar o tumoare malignă și a comunicat reginei că trebuie consultat de un specialist în rectoscopie, doctorul Bensud din Paris. Un alt contemporan al regelui Ferdinand, Constantin Argentoianu, scria la rândul lui în memoriile sale că a aflat de adevărata stare a regelui de la doctorul Juvara, care îi spusese, spre stupefacția sa, că regele suferă de un neoplasm intestinal. La aflarea cumplitei vești, Argentoianu își amintea că, în ziua de 15 octombrie 1926, m-am hotărât să merg la Brătianu și să-i comunic informația dată de Juvara. A doua zi la amiază, Brătianu m-a rugat prin telefon să trec pe la el. Avea toate informațiile de la doctorul Romalo. Sosit în iulie cu regele la Paris, în drum spre Bagnol, doi medici francezi l-au consultat pe rege și au stabilit diagnoza unei tumori neoplazice în partea inferioară a intestinului gros, aproape de rectum, și a comunicat acest diagnostic lui Romalo. Și numai lui Romalo. Sfătuind pe rege să meargă pentru cură la Vichy în loc de Bagnol. Medicii francezi fiind de părere că o intervenție operatorie ar fi fost inutilă și foarte riscantă. Romalo n-a comunicat nimănui diagnoza bolii pentru două motive. Primul, ca nu cumva să ajungă adevărul la urechile regelui, iar al doilea, ca să nu tulbure pregătirile reginei pentru călătoria în America. Și hotărârea să împărtășească guvernului secretul său numai după înapoierea reginei din America. Brătianu l-a scuturat violent pe Romalo și l-a făcut să înțeleagă că nu avusese dreptul să tăinuiască adevărata stare a regelui, mai ales în împrejurările politice în care ne aflam, și l-a trimis la Averescu să-i expună și lui neîntârziat cum stau lucrurile. Potrivit memoriilor Elizei Brătianu, discuția dintre doctorii Romalo și Mamulea cu prim-ministrul Averescu au decurs astfel. Ambii medici și-au dat părerea. Președintele Consiliului de Miniștri i-a ascultat și a răspuns. Am auzit o pledoarie sentimentală și un aviz științific. Mă raliez avizului științific. Iar dumneavoastră, a adăugat întorcându-se către Romalo, când ați mințit? Acum o săptămână, când mi-ați afirmat că starea regelui nu era gravă,
Sau acum, când admiteți că starea este disperată? Am mințit atunci, a adăugat doctorul Romalo. Generalul a sărit și s-a îndreptat asupra doctorului. Ar trebui să vă arestez și să vă închid, a strigat, dar mi-e milă de părul dumneavoastră alb. Ca urmare, a fost chemat doctorul francez Bensaud, specialist în rectoscopie, care după examene și analize, care au durat mai multe zile, a semnat împreună cu doctorii Romalo și Mamula un buletin medical în care era vorba de o inflamație atipică, infiltrație a ganglioanelor, care învăluiau diagnoza unui neoplasm. Toată lumea a priceput și a fost consternată. În perioada următoare, tumoarea progresând a provocat o ocluzie intestinală, fapt pentru care regele a fost supus unei operații efectuată de chirurgul francez Hartmann pe la începutul lunii decembrie 1926. Operația a reușit, dar regele nu și-a revenit pe deplin, ci se poate spune că lunga lui agonie începuse. În februarie 1927, un medic specialist belgian, chemat la Sinaia, a prescris un tratament cu radium, tratament de una până la 3 ore pe zi, timp de 7 săptămâni. Pentru luna martie 1927, regele Ferdinand planificase o călătorie la Roma. Ca fiu credincios al Bisericii Romano-Catolice, el dorea foarte mult să se împace cu papa, care era supărat din cauza că regele își botezase copiii în credința ortodoxă. A trebuit să renunțe la călătorie, deoarece boala s-a asociat cu o pneumonie dublă, cu temperatură de 40 de grade, moment pe care l-a depășit cu ajutorul medicului Mamulea. Optimismul regelui însă nu a durat mult. Constantin Argentoianu, notând în memoriile sale că dintr-o conversație pe care am avut-o cu regina Elizabeta, mi-am dat seama că regele Ferdinand își cunoștea în acel moment boala și că nu-și mai făcea nicio iluzie asupra soartei ce l-aștepta. Elizabeta mi-a mărturisit într-adevăr că suferințele fizice pe care le îndură tatăl său erau nimic pe lângă cele morale. Profund religios, catolic habotnic, regele nu se putea împăca cu ideea să moară certat cu biserica sa și demersuri presante se făceau la Roma pentru ridicarea micii excomunicări ce fusese pronunțată după botezul principelui Carol în religia ortodoxă. Diplomația noastră a negociat mai bine de 25 de ani la Vatican ca să obțină ridicarea interdictului, fără să poată obține o îndulcire de fapt, situația de drept rămânând neschimbată. Abia în aprilie 1927 și în fața morții, biserica s-a maimuiat și papa a trimis un prelat la București cu iertare deplină și cu binecuvântarea sa apostolică. Din acel moment, regele Ferdinand a fost un alt om. Nervozitatea sa a făcut loc unui sentiment de resemnare și de beatitudine care i-au permis să-și trăiască ultimile luni ca un erou și ca un sfânt fără o revoltă, fără un murmur, fără o clipă de protestare împotriva morții impecabile. Puterea credinței este nemărginită. La castelul Pelișor, regina Maria îl veghea pe rege și când sfârșitul părea iminent, ea a trimis după copii, toți cu excepția fiului lor mai mare, de care regele nu întrebase de când se îmbolnăvise. Regina obișnuia să-și petreacă nopțile pe o sofa în salonul regelui, cu ușile deschise, ca să audă orice zgomot, nota regina Maria în jurnalul său. Către miezul nopții, pe 19 iulie 1927, regele agitat din cauza durerii a încercat să se dea jos din pat și deși doctorul Mamulea îi făcuse o injecție, acesta nu s-a calmat. Sunt atât de obosit, i s-a plâns reginei, care stând în picioare lângă pat, l-a luat în brațe cu capul sprijinit pe umărul ei ca să poată respira mai ușor. Doctorul i-a luat pulsul și a prevenit-o pe regină că sfârșitul era aproape. Infirmiera a alergat să aducă familia și un preot, dar regele Ferdinand a murit înainte de sosirea lor.